Săptămâna francofoniei este marcată la nivel mondial în perioada 15-23 martie. Nici elevii făgărășănii nu s-au lăsat mai prejos și au organizat o serie de activități la Colegiul Național Radu Negru. Astăzi avem o sărbătoare a limbii franceze în cadrul săptămânii francofoniei și pentru aceasta toți profesorii de limba franceză din Făgăraș și din zonă au pregătit momente surpriză, momente lirice, recitări, cântece, dar și jocuri de rol. Avem un concurs foarte interesant. Este o manifestare care le place foarte mult copiilor și la care vin cu foarte mare drag și cu emoție chiar. A devenit o tradiție ca în fiecare an în Făgăraș ziua francofoniei sărbătorită 19 martie să fie marcată. De instituțion qui utilizăm la francez cum langă maternelă, langă d'usaj, langă administrativ, langă de însajiment, astăzi sunt prezentatoarea concursului Francofonia, un concurs care sărbătorește ziua limbii franceze. 70 de țări vorbesc această limbă, limba franceză o cunosc și peste 900 de milioane de oameni vorbesc această limbă și noi astăzi suntem la concurs să prezentăm proiectele pregătite de toți elevii din orașul Făgăraș și din împrejurări, avem și elevi de la școala Recea. La sfârșitul manifestării, toți cei prezenți au primit diplome de participare.